Unul dintre cei mai bogați oameni din țară va primi în mod gratuit de la guvern proprietăți publice. că vrea să-i atribuie ONG-ului lui Ion Țiriac statutul de fundație de utilitate publică. Astfel, miliardarul se va putea folosi fără vreun cost de diferite proprietăți ale statului. Fundația lui Ion Siriac a solicitat Secretariatului General al Guvernului recunoașterea ca fiind de utilitate publică. Acest aspect e luat în considerare de Guvernul Ciucă. Dacă ar primi această facilitate, miliardarul ar avea dreptul să folosească fără vreun cost diferite proprietăți publice. Fundația Siriac are ca scop sprijinirea și promovarea activităților sportive, precum și susținerea tinerilor în practicarea sportului de performanță. Odată cu atribuirea statutului de utilitate publică, Fundației Siriac se creează oportunitatea legală de dezvoltare a fundației în vederea promovării importanței practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor, pentru un corp și o minte sănătoasă prin crearea condițiilor favorabile în ceea ce privește atât baza materială cât și schimbarea percepțiilor și mentalităților la nivelul întregii societăți. Se arată într-un comunicat de presă. Valoarea activului patrimonial al Fundației Țiriac a depășit în anul 2021 28 de milioane de lei. Nu e prima dată când miliardarul colaborează cu statul român. Imediat după Revoluție, din decembrie 1989, el a revenit în România și a primit închirie o vilă rea PPS în cadrul primăverii. Ulterior, el s-a judecat pentru a cumpăra vila, iar în urmă cu aproximativ 10 ani organiza controversatele partide de vânătoare soldate cu zeci de mistreți împușcați cu acordul Rom Silva. Ion Siria, care o avere estimată la 8,5 miliarde de lei și ocupă locul secund în topul celor mai bogați oameni din România.